De vineri, vremea intră într-un proces de răcire treptat. Temperaturile coboară de la 15-16 grade la 13-14 grade. Presiunea aerului va fi scăzută. Ploile își vor face apariția mai întâi în vestul țării, iar pe tot parcursul sfârșitului de săptămână se extind în toată țara. De sâmbătă seara vor apărea ploi trecătoare ce pot fi sub formă de aversă și vor continua până duminică. Sâmbătă, cerul va avea norări și temporal va ploua în vestul, nordul și centrul teritoriului, iar noaptea și în rest. Excepție făcând Dobrogea, unde vor fi condiții reduse. Ploile vor fi și sub formă de aversă și pe suprafețe mici vor fi însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în Oltenia, Transilvania și în zona Carpaților meridional și oriental. La munte vor predomina ploile ziua, iar pe parcursul nopții vor fi mai ales ploi în zonele joase și ninsori pe creste. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înalt. În capitală, pentru acest sfârșit de săptămână, ne așteptăm la o încălzire treptată vineri și sâmbătă. Însă, pe parcursul zilei de duminică, valorile termice vor scădea ușor spre valori apropiate de cele de vineri. Dacă vineri maxima va fi de 15-16 grade, sâmbătă se vor înregistra 17 și chiar posibil 19 grade în centrul orașului. Probabilitatea mai ridicată de ploaie va fi în noaptea de duminică spre luni, dar nu este exclus ca din a doua parte a nopții de sâmbătă și în primele ore ale zilei de duminică să apară câțiva stropi de ploaie. Începând din data de 5 martie, temperatura maximă a fost marcată de o scădere treptată, ajungând la valori medii în jurul la 11 grade pe 8 martie, după care se va menține la medii de 11-13 grade. Regimul termic nocturn se va caracteriza și el prin valori peste mediile multianuale, specifice perioadei în mare parte din interval, cu minime ale căror medii vor fi între 2 și 4 grade.